Noutăți privind reabilitarea termică a locuințelor cu fonduri europene. Edilii piteșteni, care au participat recent la o sesiune de informare desfășurată la Călăraș, ne prezintă ultimele noutăți pe această temă de larg interes comunitar. Condiția esențială pentru aprobarea finanțării este ca toți locatarii să fie de acord cu operațiunea de reabilitare termică a imobilului. Potrivit secretarului primăriei municipiului Pitești, Iosif Cerbureanu, până în prezent doar 38 din cele 1300 de asociații de proprietari din urbea noastră îndeplinesc această condiție. Informațiile sunt următoare. Ca să poți să accesezi fonduri europene, o primă condiție este ca toți locatarii din blocul respectiv, 100%, să fie de acord, să-și dea acordul pentru această acțiune. A doua chestiune este că nu se acceptă reabilitare parțială. Deci reabilitarea să se facă la toate scările de la bloc. O a treia chestiune, acolo unde sunt sedii de firme, ele își plătesc în întregime cheltuielile pentru partea care revine la reabilitarea blocului respectiv. Acum am să vă spun care sunt ratele de cofinanțare. Ca o situație statistică la Primăria Pitești, deci până acum s-au depus 38 de solicitări din partea asociațiilor de proprietari care îndeplinesc prima condiție, adică toți locuitorii, locatarii condominiului respectiv sunt de acord cu reabilitarea termică. 38 de asociații. Din câte credeți? 1300, să nu greșesc. Deci avem 1300 de asociații de proprietari și 38 au depus cereri până în prezent, care îndeplinesc prima condiție. Ratele de cofinanțare mi se pare că sunt stabilite cu ceva mai multă atenție decât se făceau înainte. Și îmi permit să vi le citesc. O să vă dau și scris, deci nu trebuie să le scrieți. 30% este contribuția autorității publice locale și 10% contribuția asociației de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile proprietarii din clădire au un venit net lunar pe membru de familie sub 1150 de euro. 20% contribuția autorității publice locale și 20% contribuția asociației de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile proprietarii din clădire au un venit net lunar pe membru de familie sub 350 de euro. Și ultima tranșe, ca să zic așa, 10% contribuția autorității publice locale și 30% contribuția asociației de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% din proprietari au un venit net pe membru de familie sub 500 de euro. Deci, acestea sunt condițiile care se cer pentru accesarea unor astfel de proiecte. O să vă ținem la curent mereu în legătură cu evoluția acestei chestiuni, care, după părerea noastră, este deosebit de importantă și ar fi bine să și putem obține rezultate bune.